Bună seara, stimați telespectatori, la această oră transmitem programul Bună seara, Voivodine. Așa cum deja ați obișnuit, în fiecare miercuri transmitem 3 emisiuni. De data aceasta, la început, avem o emisiune Contact și un invitat. Este vorba de Marcel Drăgan, fost coleg, actualmente secretar general al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia. Continuăm apoi emisiunea cu două emisiuni documentare. Pentru început, să vedem ce se întâmplă la Consiliul Național. Nu de mult, Curtea Constituțională a stabilit că mai multe dispoziții ale legii privind Consiliile Naționale ale Minorităților Naționale nu sunt în conformitate cu Constituția. Aici unii au reacționat președinți și al maghiarilor, croaților, probabil că și la voi a fost unele reacții. Despre ce este vorba aici, să explicăm telespectatorilor noștri? În primul rând, bună seara și vă mulțumesc pentru invitație și dumneavoastră, stimați telespectatori, sper că o să petreceți o seară plăcută. Sigur că la o lună de zile, după ce Curtea Constituțională a adus decizia conform căreia 10 articole au fost într-un mod sau altul proclamate neconstituționale, spiritele cu încetul se liniștesc și putem zice că la iveală apare cu adevărat care este hotărârea Curții Constituționale. Deci hotărârea intră în vigoare atunci când va fi publicată în Monitorul Oficial și bineînțeles că așteptăm unele explicații în plus din partea judecătorilor Curții Constituționale referitor la aceste articole din legea privind Consiliile Naționale ale Minorităților Naționale. Deci, concret, 10 articole au fost proclamate într-un fel sau altul neconstituționale. Este vorba de 2 articole care au fost anulate complet. În primul rând, nulitatea actelor juridice, conform acestui articol, deci toate actele adoptate în domeniul învățământului, culturii, informării sau uzului oficial al limbii, care au fost adoptate fără părerea, propunerea Consiliilor Naționale ale Minorităților Naționale, au fost proclamate de însuși legea nulte, deci nu au putut intra în vigoare. Și profitând chiar de acest articol, Consiliul Național Maghiar a câștigat absolut toate procesele intentate la Tribunalul Administrativ. Cel de-al doilea articol anulat complet, deci care a trezit, să zic, într-un fel sau altul, cel mai mare interes la aproape toți. Ați amintit și guvernele unor state din vecinătate și la unele consilii naționale, este anularea articolului referitor la transferul drepturilor de fondator asupra instituțiilor din cele 4 domenii de activitate ale consiliilor naționale. Sigur că acest articol a trezit, în primul rând, interes la unele consilii naționale din, să zic, Serbia Centrală. Dar făcând o analiză adevărată a hotărârii sau a deciziei Curții Constituționale, o să vedem că mai mult sunt periclitați Consiliile Naționale din Voivodina, pe simplul motiv că aici deja s-a procedat la realizarea acestor drepturi, spre deosebire de doar drepturi proclamate pe care le-au avut în Serbia Centrală, fără ca să fie traduse și în fapt. Deci, prin acest articol, și de ce zic că este nevoie de o motivare în plus a Curții Constituționale? Pe motivul că în acea scurtă motivare sau decizia apărută pe site-ul Curții Constituționale, printre altele, se spune că transferul drepturilor de fondatori este în concordanță cu Constituția și că este benefică și în interesul atât a țării cât și a minorităților naționale. Dar este anulat acest articol. Explicația a doua sau partea a doua explicații constă în faptul, ceea ce este și adevărat, că în lege a fost prevăzut că transferul drepturilor de fondator se face doar la inițiativa Consiliilor Naționale. Iar atitudinea Curții Constituționale constă în faptul că pentru a transfera drepturile de fondator este nevoie ca atât statul, cât și Consiliile Naționale, să ajungă la un interes comun, să prezinte interes pentru acest transfer al drepturilor și, bineînțeles, prin acorduri să se reglementeze relațiile de viitor. Deci, în acest ordine de idei, este necesară această motivare, pentru că, pe de-o parte, Curtea afirmă că este benefic transferul drepturilor de fondator, pe de altă parte anulează acest articol. Deci, oricum, așteptăm, sigur, cu toții să vedem care este
o motivare rezonabilă a Curții Constituționale, dar pe de altă parte, și mai important este faptul că prin aceasta este trimis un mesaj foarte clar legislatorului că acest domeniu trebuie reglementat prin lege. Pentru că și în alte articole care, să zic, sau părți ale articole sau aliniate care au fost anulate, este necesară o nouă intervenție a legislatorului ca să poată să reglementeze această situație. Deci așteptăm și noi cu toții... Prin această hotărâre, spune-mi, te rog, dacă, așa cum spuneau și de la Consiliul Minorităților Maghiare, vor fi diminuate drepturile minorităților sau nu? Ele nu intră atât de aspru în domeniul diminuării drepturilor minorităților deja adoptate și acceptate. Păi, dacă vorbim, deci dacă ați urmărit cu atenție, acele primele reacții în urma deciziei Curții Constituționale sunt, mă refer, spus în ghilimele, mai mult unele declarații politice. Da, da. Pentru că, în general, deci nu s-a pierdut mult din drepturile care au existat, dar deja au existat unele drepturi dobândite nu doar prin legea privind Consiliile Naționale, ci noi vorbim de o practică care în Voivodina s-a dezvoltat încă din anul 2003, adică din anul 2002, conform legii privind libertățile și drepturile și libertățile minorităților naționale. Deci noi vorbim de o lege și de o practică care în Voivodina deja de 10 ani a existat. Deci prin anularea, să zic, articolului 25 referitor la relațiile cu organele provinciale, în viitor, conform deciziei Curții Constituționale, organele provinciale nu mai sunt obligate să se decide asupra unor inițiative propuse de Consiliile Naționale, obligatoriu să dea răspuns la inițiativele Consiliilor Naționale și în felul acesta putem zice că unele drepturi dobândite care deja le-am avut, într-un fel sau altul s-a pierdut. Deci, după cum vedeți, chiar în felul acesta am zis că mai mulți sunt au pierdut din unele drepturi consiliile din Voivodina, pentru că, pe de altă parte, la unele atribuții care existau în lege, referitor, să zicem, la școlile superioare, a cărui fondator este provincia autonomă Voivodina, în viitor Consiliile Naționale nu mai participă în procesul de gestionare a acestor acțiuni. Pentru conform legii am avut dreptul să ne dăm părerea sau chiar și să... Asta pentru membrii sfatului școlar în aceste, deci, instituții de învățământ superior, a cărui fondator este provincia, dar avem acest drept asupra instituțiilor a cărui fondator este Republica. Deci este nevoie de această explicare, pentru că explicație din partea sau motivare, care, repet, trebuie să fie rezonabilă, să o putem înțelege și în același timp, spun încă o dată, există o obligație mare a legislatorului pentru a reglementa aceste domenii, pentru că chiar au primit, să zic, un mesaj și din partea Curții Constituționale ca să reglementeze aceste domenii prin lege. Să ne remitim care sunt cele patru domenii în care apartenenții minorităților naționale își realizează drepturile și acum ați vorbit și despre unele proiecte în care noi, românii, avem cele mai bune realizări. Păi, deci, conform Constituției, și aceasta este o, sau să zic, temeiul de bază în explicația unor hotărâri adoptate de Curtea Constituțională, deci Consiliile Naționale își desfășoară activitatea doar în patru domenii de activitate. Deci cultură, învățământ, informare și uzul oficial al limbii. Și în aceste patru domenii de activitate, Consiliile Naționale sunt partenerul statului. Reprezintă minoritatea națională, pot să înființeze instituții, dau păreri, adoptă hotărâri, decizii, etc. Și bineînțeles că toate acestea trebuie să fie reglementate prin lege. Chiar, conform hotărârii Curții Constituționale, este posibil ca prin lege să fie acordate Consiliilor Naționale și alte atribuții. Deci și în alte domenii. Dar, plecând de la premisa funcționării statului de drept, atribuțiile publice se pot acorda doar prin lege și nu prin unele hotărâri sau acte care au putere juridică mai mică decât legea. Deci, în aceste patru domenii de activitate,
în general, în acești 10 ani, Consiliul Național nu a depășit aceste, deci, domenii de activitate și întotdeauna am încercat să respectăm legea și am respectat-o și ne-am desfășurat activitatea doar în aceste 4 domenii de activitate. Ați spus că aveți câteva proiecte, proiecte capitale, importante pentru minoritatea națională română, pe care le-ați realizat sau rămâne în cursul anului să fie realizate. Care sunt ele și cu cine mai bine colaborați, așa să spun? Păi, să o luăm de la sfârșitul întrebării. Sigur că colaborăm foarte bine cu toate instituțiile, organizațiile și asociațiile cu prefix românesc, când vorbim de minoritatea noastră română, dar avem o colaborare de excepție și cu celelalte consilii naționale, avem colaborare și cu organele de stat din Serbia, cu organele de stat din România și în special cu Uniunea Europeană, cu OSCE-ul și cu organele Consiliului Europei, cu care facem schimb de păreri. Când vorbim de proiectele care se pot realiza, se realizează sau se vor realiza în sânul minorității române, vreau să vă spun că la ședința Consiliului Provincial pentru Minoritățile Naționale, ținute în Voivodina, chiar la inițiativa Consiliului Național Român, s-a căzut comun de acord ca în viitor fiecare minoritate prin Consiliul Național are dreptul să participe cu proiecte mai ample la Fondul pentru Investiții Capitale al Voivodinei. În felul acesta, noi am deschis o nouă poartă și o nouă posibilitate pentru toate localitățile românești, pentru toate instituțiile și organizațiile noastre, să participe și împreună cu Consiliul Național și, bineînțeles, pentru că vorbim de sume mai mari de bani, cu autoguvernarea locală, la acest fond pentru investiții capitale și să încercăm încetul cu încetul, în cele 4 domenii de activitate, să realizăm ceva ce va rămâne urmașilor noștri. Sigur că sunt interesați și cei din Coștei, și cei din Torac, și cei din Uzdin și bineînțeles că acum va apare și la suprafață faptul cât de pregătite sunt comunitățile noastre locale, școlile, instituțiile noastre, pentru a participa și a pregăti un proiect. Noi, înainte, cu mai mulți ani, am realizat un proiect pentru organizațiile noastre, a învăța cum se scrie un proiect și uită că încetul cu încetul, deci roadele apar la suprafață și eu sunt mai mult decât sigur că deja săptămâna viitoare președintele Consiliului va avea o întâlnire cu directorul Fondului pentru Investiții Capitale și sper să realizăm mai multe proiecte, bineînțeles, în limita posibilităților poate, de care dispunem. Se poate spune concret ceva sau nu divulgați încă secretul cu cine concret și care proiecte sunt cele mai bune în care domenii? Păi sigur că avem proiecte în toate domeniile, dar unele proiecte pot concura doar la concursurile secretariatelor provinciale, fie că pentru învățământ da. Și minoritățile naționale, cultură sau la tineret și sport, pentru că vorbim de unele sume financiare mai mici, până la câteva sute de mii sau, să zic, un milion de dinari, să zic, pentru amenajarea, să zic, uite, zilele trecute chiar au fost semnate unele contracte, în baza proiectelor și concursului la școlii, să zic, din Grebenaț pentru amenajarea vestiarelor și a sălii de educație fizică, la Coștei pentru amenajarea terenului sportiv, la Uzdin va fi pentru căminul cultural, deci în mai multe domenii de activitate, bineînțeles cât sunt de pregătiți. Dar aceste proiecte capitale rămâne de văzut care sunt posibilitățile și în ce măsură ne va ieși și fondul în întâmpinare. Dar, repet, încă o dată există concluzia Consiliului Provincial pentru Minoritățile Naționale, deci și a președintelui semnată și în felul acesta credem că vom reuși încă în unele localități care au proiectul bine stabilit și determinat să facem și să realizăm aceste proiecte. Când este vorba despre finanțarea învățământului, aici nici cum nu sunt suficienți bani pentru a finanța și tinerii noștri, mai ales care merg la facultățile din țara noastră, dar și din România. Aici avem cadre deficitare. Știu că în domeniul ăsta s-a vorbit foarte mult. Școlile se adresează cu proiecte, spun ce le trebuie din cadre sau și alte lucruri necesare pentru învățământ. Păi, în primul rând, noi chiar la sfârșitul săptămânii o comisie pentru acordarea burselor va avea o ședință, puțin am întârziat anul acesta, dar mă rog, se va soluționa
și această mică problemă. Deci, în general, Consiliul Național încă din anul 2004 a început să acorde burse cadrelor deficitare. Factic, dacă vă uitați, aproape toți, spus în ghilimele, conducători, atât catedrei de românistică din Novi Sad, apoi din Belgrad, a școlii superioare de educatori și a facultății de învățători, cadrele actuale care se găsesc, au fost bursierii Consiliului Național. Deci mai întâi a fost ideea să facem noi cadrele noastre românești în instituțiile noastre de învățământ superior și apoi să încercăm, adică ceea ce deja și realizăm, să pregătim cadrele în școlile noastre. Sigur că avem foarte multe cadre deficitare și în această ordine de idei, deci în momentul de față, cel mai mare ajutor îl putem acorda studenților care studiază aceste obiecte deficitare. Ajutăm și școlile, bineînțeles că în limita posibilităților, o să-i ajutăm să participe și la concursurile acestea și ca și anul trecut sau înainte cu câțiva ani, întotdeauna dacă au fost bani mai mulți la dispoziție, fiecare școală a fost ajutată în limita posibilităților cu o sumă însemnată mai mult sau mai puțin, cred că pentru ei de ajuns. Să nu uităm că anul acesta și în buget este prevăzut pentru editarea revistelor școlare, care va primi, deci prin intermediul Departamentului pentru Învățământ ajutor, să revenim la acestea, dorim să ajutăm când este vorba tot de școală, dar să zic domeniul cultural, să ajutăm trupele de teatru pe lângă școlile generale, pentru că noi am avut și aici o tradiție, din păcate au rămas una, două sau trei să mai activeze în școlile noastre și sigur că acești entuziaști care, să zic, aproape fără un dinar recompensă își desfășoară activitatea în acest domeniu, trebuie sprijiniți nu numai de Consiliul Financiar, cred că și de postul Serviciul Public Voivodinian și de toți ceilalți, pentru că este nevoie de o mână de ajutor. Pe zi ce trece, cum a zis, suntem tot mai puțini și dacă nu ne ajutăm unii pe alții ca să punem la dispoziție tot ceea ce, toate cadrele necesare, spus în ghilimele, ca să putem să realizăm aceste lucruri, sigur că în felul acesta ne pregătim și noi viitoarele noastre cadre în aceste domenii. Nu de mult a fost o ședință la Libunar. Acolo s-a vorbit despre finanțarea Consiliilor Naționale și din suma pe care o primește Consiliul Național Român, ce se va finanța în cursul anului. Dacă puteți puțin să ne reamintiți cu ce sumă românii anul ăsta, de ce sumă vor beneficia și care sunt cele mai importante domenii, cele mai mari, care le vom finanța în cursul anului. Păi, sigur că bugetul Consiliului a fost adoptat la ședința din 28 decembrie anul trecut la Libunar în conformitate cu pozițiile care de 10 ani le avem deja pregătite. Deci sigur că cea mai mare poziție sau cu cei mai mulți, de cei mai mulți bani va dispune Departamentul pentru Cultură și în cadrul acestui departament noi deja avem 10 cele mai importante manifestări culturale ale românilor, o hotărâre adoptată încă în anul 2006 și unde s-au adăugat încă câteva manifestări și fiecare din această manifestare se poate bucura de suma între 100 și câteva sute de mii de dinari. Deci dacă marele gazdele marelui festival, deci vor primi 500 de mii de dinari, apoi marele festival de folclor 200 de mii de dinari, zile de teatru 300 de mii de dinari, festivalul Tinerețea cântă 100 de mii, Trompeta Bănățeană 100, Memorialul Radu Flora și așa mai departe. Toate aceste 10 manifestări care sunt de o importanță mai mare pentru minoritatea română se găsesc pe bugetul Consiliului sau în planul financiar al Consiliului Național. Pe lângă aceasta, deci în preajma Marelui Festival, departamentul va acorda fiecarei societăți culturale în dependență de secțiile cu care se va prezenta la festival, iarăși o sumă însemnată de bani și să nu uităm că prin intermediul Consiliului Național se adoptă hotărâre referitor la proiectele care apar la concursurile Secretariatului Provincial pentru Minorități și Cultură, respectiv pentru a Ministerului pentru Cultură. Și în felul acesta, deci noi, cum am și promis înainte cu 5-6 ani de zile, în fiecare societate va primi, deci prin intermediul Consiliului, fie că în mod direct sau în mod indirect,
în dependență de activitatea care o dispune, între 50, 100 și până la 3-400 de mii de dinari. Deci vorbim, dacă societățile mai mari care dispun și de secția de teatru, deci sigur că au nevoie și de o sumă mai însemnată de bani. La fel când am stabilit convorbirile cu conducerea Marelui Festival și cu zile de teatru, ne-au zis care sunt necesitățile lor și în baza acestor convorbiri vom încerca, deci, să le, și în fiecare an am și reușit, deci să le procurăm suma necesară. Deci nu doar din banii Consiliului, ci și prin proiecte sau de la autoguvernarea locală. Deci anul acesta zile de teatru se vor bucura sigur de o sumă de, ca și anul trecut, 600-700, dacă nu și mai mulți, de mii de dinari, festivalul 1 milion și ceva, vorbim de Consiliul Festivalului, pentru că în fiecare an deja există o practică că gazdele ediției de, vor primi suma din partea Consiliului de 500 de mii de dinari, să nu uit și Festivalul Copiilor 200 de mii de dinari, deci fiecare din. Și bineînțeles că vom ajuta și aceste manifestări ocazionale care sunt de, cu un caracter local. Da. Acum suntem într-un an electoral și parlamentarele, dar și electoral când este vorba de Consiliile Naționale. Deci în urmă cu 4 ani, factic, au avut loc ultimele alegeri. În preajma acelor alegeri știu că a fost o perioadă de la o alegeri până la alta 6 ani, mi se pare. Nu au fost adoptate unele regulamente, așa că s-a întârziat. Cum e anul acesta acum? Toată asta trebuia adoptată în adunare, în adunarea Serbiei, pentru ca apoi să fie date, adică promovate și alegerile și alegerile Consiliilor Naționale. Cum va fi? Se știe ceva mai mult la ora actuală sau rămâne ca tot asta să se prolongeze până la toamnă sau poate și pentru anul viitor? Păi, în primul rând, trebuie scos în evidență faptul că guvernul a făcut o mică întârziere când s-a format comisia pentru pregătirea schimbărilor ale legii privind Consiliile Naționale ale Minorităților Naționale. Am avut fericită ocazie să fiu propus de colegii mei din celelalte Consilii Naționale, alături de dr. Tamás Korhec, președintele Consiliului Național Maghiar, și am participat activ la 5 sesii care le-am avut pregătind schimbările de lege. Această comisie și-a desfășurat munca înainte de decizia Tribunalului sau Curții Constituționale. Și toată munca s-a estimat doar spre procesul de alegere a Consiliilor Naționale. Adevărul constă în faptul că alegerile au fost acum 4 ani de zile, în luna iunie, iar conform anteproiectului legii, care deja este în vigoare în adunarea, deci în procedura de adoptare în adunarea Serbiei, se prevede ca alegerile să aibă loc în luna octombrie. Deci aceasta este, cred că, dată stabilită și cred că în luna octombrie vor avea loc alegerile. Între timp, noi am avut o ședință la Ministerul pentru autoguvernarea locală și Ministerul Justiției, cu care ocazie atât directoarea Cancelariei pentru Drepturile Omului și Minoritarilor, cât și doamna secretară de stat, au rugat Consiliile Naționale să facă și unele propuneri referitor la îmbunătățirea legii, pentru că acum suntem, nu mai avem adunare, deci alegerile parlamentare vor avea loc la 16 martie, mai e nevoie o lună sau o lună jumate până se constituie noua adunare a Serbiei și bineînțeles că în procedură de urgență sunt, cred că trebuie adoptată și această lege ca să putem, deci în luna octombrie, să ieșim la noi alegeri pentru Consiliile Naționale ale Minorităților Naționale. Sigur că și în această perioadă noi avem foarte idei constructive referitor la această lege și vom cere îmbunătățirea acestei legi cu câteva lucruri de bază din această lege. În primul rând este vorba de avuția de care pot dispune Consiliile Naționale și această avuție o vedem în două forme. Deci, de o parte, se poate permite prin lege Consiliilor Naționale să fie succesori al unei avuții care au dispus minoritatea respectivă înainte de cel de-al doilea război și apoi a fost naționalizată și în același timp forma de avuție, pentru că noi și în continuare, să zic, încă nu este clar
Deci noi avem și scrie doar avuție, dar nu este nici particulară, nici de stat sau publică, cele trei forme prevăzute prin lege, când este vorba de sediul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina. Aceeași problemă au și croații, aceeași problemă au și slovacii. Aceste două lucruri noi să le cerem să fie îmbunătățite legea și, bineînțeles, în sfârșit să profuncționeze și avem promisiuni că se va face acest lucru. Este fondul pentru minoritățile naționale, unde prin proiecte cu sume serioase referitor la fondul pentru investiții capitale să pot participa nu consiliile naționale, ci organizațiile care aparțin minorităților naționale prin proiecte, dar să vorbim de unele sume serioase. Eu să vă dau numai un exemplu simplu ca să vedeți că este vorba totuși de o sumă serioasă. Consiliul Național este fondator al Casei de Presă și Editură Libertatea. Casa de Presă și Editură Libertatea se finanțează din bugetul provincial, dar are bani doar pentru activitate și nu pentru întreținerea clădirii. Clădirea este și sub protecția statului, deci este nevoie de o investiție mult mai mare pentru a, să zic, numai a fi zugrăvită. Deci noi de acest fond vorbim și acest fond este necesar ca să existe în baza, în lege și să profuncționeze în practică. Pentru că dacă nu profuncționează în practică și avem doar un drept pe hârtie, este vorba de un drept gol. Acum, Consiliul Național știu că a făcut mari pași în colaborarea în unele domenii cu România și cu ambasada română de aici la Belgrad, dar și cu instituțiile din România. Care le-ați scoate în evidență din aceste colaborări despre care ați putea vorbi, care au avut loc în anul 2013 și probabil planurile pentru 2014? Deci atitudinea Consiliului Național este deja de mulți ani stabilită. Noi nu realizăm proiecte, nu realizăm manifestări, ci ajutăm pe toate instituțiile și organizațiile noastre în realizarea lor. Sigur că sunt mulțumit și cred că noi toți trebuie să fim mulțumiți cu colaborarea stabilită când este vorba de Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina. Cred că proiectele care se realizează atât cu Bucureștiul, cât și cu Alba Iulia, cu Timișoara, cu Caraș-Severin sunt ieșite din comun și întotdeauna, fie că fostul, fie că actualul secretar provincial pentru cultură, când a dorit sau a vizitat alte institute de cultură, a zis, luați drept exemplu Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, ca să vedeți proiectele care se realizează, să vedeți ceea ce tot au făcut și cum se comportă și bineînțeles că ne gâzilă la ureche și ne place când auzim acest lucru. Mă bucură și faptul că vorbim de o echipă tânără care s-a format acolo și această activitate va continua și în viitor. Noi, nu întâmplător, când am fost și aici acum 3 ani de zile, am zis că este deschisă poarta și pentru cooperarea redacțiilor în limba română a radioteleviziunii voivodinene cu Alba Iulia, pentru că acolo sunt porțile larg deschise și avem posibilitate de colaborare și în domeniul informativ, și în domeniul cultural, și în domeniul educativ, deci întotdeauna ne stau la dispoziții și prin ei putem realiza. Proiectele care se desfășoară la fel cu județul Caraș-Severin merită iarăși atenția și pentru văd că ne apasă și vremea și urmăriți ora, sigur că uite, anul trecut am reușit să primim și un proiect de la Departamentul Românilor de Pretutindeni, este vorba despre învățământul în Timoc, din păcate n-am reușit seara aceasta să povestim mai multe despre el, deci este prima dată când și de la departament am reușit să primim acest proiect, sigur că activitatea sau efortul care l-au depus atât profesorii noștri cât și Departamentul pentru Învățământ la începutul acestei activități în nord-estul Serbiei Centrale merită sigur că o analiză și o poveste mult mai amplă și uite în sfârșit ce acolo avem acum 600-700 de elevi români care învață limba română cu 36 de despărțăminte și 15-16 școli. Deci sper că la toamnă va fi situația mult mai bună și bineînțeles că noi vorbim doar de lucruri frumoase, dar și acolo există mari probleme când vorbim de cadre. Bine, aceasta desigur că va fi o activitate care durează ani de zile. Marcele, îți mulțumesc pentru că ai participat în emisiune, ai vorbit telespectatorilor în multe lucruri care interesează probabil din activitatea Consiliului Național. Emisiuni de genul acesta o să mai realizăm în cursul anului. Încă o dată îți mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu. Stimați telespectatori, noi continuăm cu emisiunea din seara aceasta cu un reportaj documentar. Încercurile intelectualităților românilor, Sima Petrovici este unul dintre cei mai importanți promotori culturali cu ambiția revenirii în sfera literară a etniei noastre. Să urmărim acest reportaj. Un Dali, genial, o gală, în aură sureală, Figueras. Sagrada lui Daudi, eternitatea, mitul Barcelonei. Mama Ana mi-a spus că m-a născut în 3 martie 1933, port semnul numărului 3, pentru că în ziua nașterii au venit jandarii, vorbesc ca la torac, să ne ia cai și trăsurile pentru impozit. Am fost anunțat la matriculă, la biserică și la primărie în ziua de 4. Am avut o copilărie foarte însorită, foarte frumoasă, pentru că am fost sociabil și priceput la sporturi, la cântec, la teatru, la recitații, la toate. Am avut prieteni și dintre cei bogați și dintre cei săraci de la torac. Cea mai frumoasă copilărie am petrecut-o la Bega, canalul Bega, unde, datorită bunicului meu, am învățat repede să înnot, fiindcă mi-a făcut o legătură de pipirig, așa se spune, cu care, cu o curea, m-am legat asta peste burtă și am învățat să înot. Când mama mea a auzit că am fost la șanț, mă tenește acolo bunicul meu sub mustață, zâmbea, că deja a știut că am învățat să înot și că nu mă pot ăsta înneca ca un caz care s-a întâmplat cu 10 ani în urmă la torac, din care cauză copiii de bogați n-au nici învățat să înoate. Am avut asta mai multe talente, printre care asta de recitații, am făcut pe Irozii, am făcut Steaua, am asta învățat cu preoții satului, încă erau la modă, și asta am cântat foarte bine, așa că practic mama mea spunea întotdeauna că
mă trimite să mă facă popă. În anul 44 am avut perforație apendicite, abia am rămas în viață. Două operații, prima m-au transportat cu trăsura până la Jitiște, actualmente, 5 km de Torac, și la Zrein m-au transportat cu urgență. Imediat operație, a fost asta, după aia bombardamentul aeroportului de la Ečka, Alibunaru, Belgradu, Zreinu și așa mai departe, și abia am ieșit ăsta viu. Având în vedere că n-am putut să mă școlarizez mai departe, clasa 6-a primară am dat-o particular la Vârșeț. După aia am urmat asta cursul inferior, clasa 3-a, la Vârșeț, și cursul superior. Am terminat liceul la Vârșeț în anul 1952. Ca elev foarte bun, talentat la literatură, la pictură, la folclor, la teatru și așa mai departe. În toate secțiile am participat. M-am refăcut în așa fel că am devenit și sportiv. Am înscris școala superioară pedagogică și am terminat asta în 54. Promoția, am fost șeful promoției, ca asta, lucrare de seminar e publicată în Lumina și așa mai departe. E, însă ghinionul al doilea e că doctorul Radu Flora, ca profesor, dorea să-și facă un asistent din prima promoție. Și ne-am dus la Consiliul Voivodinei, era Șotipal, premier, să vorbim în termenii actuali, care mi-a promis că o să mi se ăsta dea bursă pentru România sau pentru Belgia, unde era profesor Sever Pop, care împreună cu unchiul Emil Petrovici, academicul, a făcut atlasul lingvistic al României, geografic. Promisiunea a fost numai promisiune. În septembrie, când am solicitat din nou Consiliul Executiv, mi s-a spus că bursa nu se aprobă din cauza că se deschide facultatea de filozofie sau filologie la Novi Sad. Așa că, practic, toate iluziile mele s-au spulberat. Am abandonat româna, eventuala angajare în învățământ, și am înscris la Belgrad Facultatea de Literatură Universală cu franceza sub B,
la care n-am făcut mare treabă. În 1 decembrie 1955 m-am angajat la Libertatea ca lector ziarist cu gândul să studiez în particular și așa mai departe. Am lucrat asta 9 luni la Libertatea și de ziua Revelionului am văzut cum arată funcționarea în mediul nostru românesc, cu invidii, cu ambiții și așa mai departe. Și practic ăsta nu m-am simțit asta bine. În 54 am avut întâlnire cu academicul Emil Petrovici. Am făcut vizita muzeului Vuc și ăsta Dositei Obradovici. Două zile am petrecut împreună, fiindcă lui a plăcut toracul. În fond, e verișor cu bunicul meu. Și el mi-a spus, fiindcă am avut intenția să trec clandestin în România ca să îmi termin studiile la București. Nu face nepoate, nu face așa ceva, că eu nu te pot salva. Faci închisoare acolo și întrebarea care îți va fi viitorul. Dacă poți, cere să ajungi în Belgia, la Luven, la prietenul Sever Pop, care, practic, la un congres oarecare a emigrat în apus. El o să te sprijine și o să termine acolo. Eu am avut totdeauna visul ăla și am încercat, însă atunci nu s-a putut trece. Numai Tito și Iovanca puteau să meargă cu vaporul în toată lumea, dar noi n-am putut să avem ieșire liberă, cum e azi, nu? Și practic ăsta am renunțat la toate, am înscris dreptul și am făcut ăsta o viață, practic, practica de jurisconsult, de referent, de șef și așa mai departe. Vreau să spun că m-am situat la Belgrad și că am îndrăgit orașul printre cele mai frumoase orașe în lume ca așezare. În unele suburbii sau părți și bine îngrijit și întreținut și așa mai departe. M-am căsătorit cu Lucia Pancarician. În timp ce am lucrat la Belgrad, după căsătorie, am avut solicitare de la Vârșeț să intru în politică, adică să mă reîntorc la Vârșeț. Am renunțat la așa ceva. După un timp oarecare, am avut solicitarea de la Consiliul Executiv al Voivodinei să vin la Novi Sad, să fiu adjunct de secretar sau ministru, cum ar fi acum, nu? Pentru instrucție și învățământ. Am ascultat sfatul lui Sârbovan și al soției să rămân aici, să nu mai intru în mediu minoritar românesc și pluriminoritar,
pentru că acolo o să am alte probleme cu oamenii noștri și cu ceilalți. Spune prietenul Ion Sârbovan, ești prea cinstit, prea ești rebel. Din 63 am contactat cu profesorul Rodofora. El a încercat să mă atragă din nou în activitățile societății de limba română și ca atare, cum era el, mi-a dat lucrare de clasă, diferite ăsta, teme. Pentru mine tema a fost asta, să scriu despre primele romane originale la noi. Ca atare m-a îndrumat spre critica literară. În 1973, probabil că la propunerea lui, am fost cooptat în Consiliul Revistei Literare Lumina. Era redactor Ion Bălan și în Consiliu era Slavko Almajan, Emil Filip, Radu Flora și eu, responsabil pentru proză. Ca atare am fost atras mai mult să mă ocup de literatura noastră și, așa, și de critica literară. De altfel, o vreme, aproape că n-am scris deloc, având în vedere că puțini oameni citesc. Și actualul Săptămâna Libertatea și Lumina, așa mai departe, mi-am pus întrebarea, pentru cine mai scriu? De ce? Soția spunea, ai scris destul, nu te mai chinui că avem alte obligații. De scris, practic, am scris noaptea și mai intensiv abia după ce am trecut la pensie. Pensia am făcut-o cu 40 de ani și 7 luni, cu toate că am terminat și facultatea, așa mai departe, având în vedere că 6 ani și 6 luni mi-a fost recunoscut stagiul de scriitor sau de artist. Și aia, practic, în regia Uniunii Scriitorilor din Belgrad și din Novi Sad. De altfel, nu sunt membru nici într-o uniune, nici la Belgrad, nici la Novi Sad, nici în România. Tot ce am scris și am publicat, n-am reușit să